În următoarele 24 de ore la Giurgiu, cerul va fi parțial noros, iar temperatura va marca o minimă de 3 grade, în timp ce maxima nu va depăși 11 grade Celsius. Nici duminica ce urmează nu va fi însorită, la Giurgiu temperatura fiind mai scăzută în timpul nopții, 1 grad, iar pe timpul zilei atingând maximum 9 grade cu plus. Revenind la evoluția vremii în următoarele 24 de ore, trebuie spus că în reședința de județ, presiunea atmosferică va fi de 767 mm coloană de mercur, vântul va atinge viteza de 16 km pe oră din direcția nord-est, iar umiditatea va marca 59%. În principalele localități giurgiuvene, mercurul va urca în termometre astfel: 10 grade Celsius, Mihăilești și Izvoarele, 9 grade Ghimpați, Comana și Hotarele, 11 grade Bolintin Vale. În următoarele două zile, cotele apelor Dunării la Giurgiu vor înregistra o creștere cu 2 până la 8 cm, cota probabilă situându-se în jurul la 315 cm.